Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la episodul 19 din Catching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște pe Romeo, un individ destul de dubios și periculos care încearcă să raculeze minore, promițându-le conturi de Instagram și TikTok cu mii și mii de followeri și, desigur, sume de bani. Romeo este un individ la 20 de ani, după spusele lui, dar vă asigur că nu are 20 de ani, arată mai bătrân ca mine și eu sunt destul de înaintat în vârstă, după cum bine știți, am 31 de ani. Romeo a încercat să ne raculeze și pe noi, din păcate pentru el n-a fost să fie, așa că haideți să vă arăt ce am discutat cu el. Bună, bună, ce faci? Ai cont nou sau ești fake? Ești drăguță, câți ani ai? E cont nou, mi l-au închis cei de la Instagram pe cel vechi. Serios? Ce urât! Lasă că o să te ajut eu să-ți faci mulți urmăritori. Jegosule. Mulțumesc! 15, tu? Dar pentru asta trebuie să ne vedem și eu sunt din București. Cum pot face mai mulți urmăritori? Am 20 eu, dar nu asta contează. O să te ajut. O să-ți explic, dar nu pot așa. De ce nu? O să mai vorbim și vedem după. O să te pun la story, să-ți fac promo, o să vină 2000 cel puțin, că la mine se uită la story cam 2500. Pe bune și numai băieți. Da, știu că sună aiurea, dar mai vorbim și o să vezi că o să fie ok. Nu-i neapărat că sună aiurea, dar nu am mai făcut asta și mi-este puțin frică. Te cred, dar o să te mai încurajez eu. Oricum, cei de la Instagram mi-au închis contul pentru că am trimis o poză la un moment dat. Dar o să te mai încurajez eu sau măcar să facem 69. Te cred că nu ai mai făcut, dar o să țin secret. Și băiatul ăla mi-a dat raport că am 15 ani și mi-a închis contul. Deci, efectiv, noi vorbeam de ce s-a închis contul și l-a sărit direct să facem 69. Dacă nu are sens conversația. Pe așa fac ăștia de la Instagram. Cine a dat raportul? Băiatul cu care vorbeam. E prost rău. Poate a avut parola și ți-a închis contul. Nu știu. M-a certat foarte mult. Ai sâni, cur tot ce vrei. Bine, așa se vede în poza acum. Nu știu dacă ești în poze. Știi că de obicei nu prea dau follow back la oricine. Și nici nu prea vorbesc cu oricine. Doar cu toate minorele posibile care ar putea pica în plasa ta. Jegosule. Dar ție ți-am dat și la câteva restul sunt vedete. Dar tu ești drăguță și pare ok. Și sper că o să ții secret gen că vorbim. Nu o să încerci să vorbești și tu cu părinții mei, nu? Nu! Că am pierdut te-am mai contul din cauza la fraierul ăla. Nici nu-i cunosc, doar pentru că am 15 ani, cică. O să-ți dau eu un cont de 4.000, dar ți-am spus, pentru el vreau să facem 69. Nu cred că știu să fac asta încă. Păi nu trebuie să știi puiul meu. Las că o să te învăț eu și o să-ți dau parola de la cont în ziua în care ne vedem. Stai să-ți arăt contul să vezi că nu te mint. Și te pun și la story. Și aici ne-a trimis o poză, dar a dat unsend la mesaj, a șters mesajul. Hei, hei, 4.000, wow, da! Voiam să zic că o să vină tati să vadă dacă dorm. Stai așa. Și nu o să pot să mai stau foarte, foarte mult. Bine, îmi dai mesaj când pleacă tati sau mâine și stabilim. Stai să-ți dau poză cu contul ăla. Nu pot, că seara mă pune să las telefonul după ușă să vadă că nu stau pe el. Bine, atunci vorbim mâine, noapte bună. Noapte bună. Să ștergi mesajele, să nu vadă nimeni. Hei, de ce nu mai vorbești? O să-ți dau și 300 de lei când ne vedem și contul de 4.000 de urmăritori. M-am certat cu părinții mei și mi-au luat telefonul. Serios, ce urât, îmi pare rău. O să-mi dea abia mâine după ce îmi termin lecțiile la meditații. Bârâbâ, mâine. Păi și azi pe ce te-l stai? A rămas cu misterul. Bine, să-mi dai mesaj când poți să ieși ca să-ți dau și bani și contul ăla de Insta de 4.000. Eu am reușit să plec de acasă, că m-am mișcat de s-au culcat și o să dorm la o prietenă. Păi și unde ești? Vrei să vin să ne vedem măcar puțin? Acum sunt în drum spre ea, dar trebuie să-i las niște bani. Poți să mă iei de la ea când plec? Da, că mi-e frică să mai plec de acolo după. Da, păi ce faci? Te duci la ea și după vin eu, da? Da, dar doar dacă poți. Cât stai la ea? Nu știu încă. A, ok. Că după ce ajung trebuie să aștept să doarmă și părinții ei, dar nu foarte mult. A, deci tu aștepți la prietena ta să doarmă ei, să doarmă părinții tăi? Whatever, să doarmă niște părinți. Da, că nici ei nu o să ne lasă să ieșim. Nu, mami și tati dorm deja. Ok, s-a clarificat misterul. Și acum mai avem niște screen-uri din conversație.
Wow, ce frumoasă ești! Mulțumesc! Dar ia zi-mi frumoasă, frumoasa mea, o să mă las să te sărut și eu pe sâni și să-ți dau limbi jos, te rog? Mai vedem asta, adică nu știu. Sau măcar mi-o sugi un pic, te rog. N-am mai făcut asta până acum și mi-e frică. Dacă ți-e rușine să te dezbraci în fața mea. Băi, mi-e scârbă de omul ăsta. Mi-e o scârbă de n-aveți idee. N-aveți idee. Enjoy the freaking episode. O să-mi ia acum că au plecat părinții, te aștept. Te așteptăm. Cum îl cheamă? Robert, mă rog, Romeo. Romeo. Romeo, Romeo, pe Insta. Bun. Tu o să fii cameramanul. Ok. Îți dau și telefonul ca să pui lanternă, că fiind noapte nu se vede foarte bine. Avem și noi două lanterne, să fie... Ia, stai așa să se trimite, o să vezi cum o să zic el. Ce ești, mă, Bine frumosule? puiul. Suntem aici toată echipa. Te așteptăm, Romeo. Vine justiția, Vedeți pe rudeve ce... pedofil! Pedofilul! Vine justiția, ruga să-și facă treaba. Ce Vine mamă, justiția, pedofilul nu depinde cu marfa. Poți să bei apă liniștit? Da, filmează. Am dat start. Gata, eu am trimis. Așteptăm răspunsul. Îi mulțumim lui Sebi pentru această pradă pe care o vom captura. Salut. Nu de mult timp. O apucă recent. Asta e strada, nu? Bun, la numărul 35 am dat, deci mai în față. Să ne ascundem și noi undeva. Să vii cu banii, cum ne-ai promis. Romeo a agățat minora falsă de 15 ani. I-a promis 300 de lei și un cont de Instagram cu 4.000 de followeri pentru niște oral, nu? Și 69 și să-i 69 pună mâna pe să-i pună mâna pe sân, ia dacă uzi. Nu se s-o sugă puțin, dacă e rușine să se dezbrace. Ia uzi, dacă e rușine doar să o sugă puțin. Bravo, bă, Romeo. Hai că te ajutăm noi acum. De treabă, Romeo. Îl eliberăm de tot. De. Bă, și așa avem cu chirie mâine. Bă, ce frumos e căsuța asta, frate. Chiar da. Trebuia să-i spun că aici stau, de fapt. A zis ceva? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the f***ing hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just your downers. Să nu iasă, să nu ieși până nu ajunge. Perfect, frate. 33? Aici. E bloc. Zic că e un bloc de două etaje. Unu, două etaje. Da, două etaje. Zic că e bloc cu două etaje. E un Audi Q3 în față. Bun. Ne pregătim, ne ascundem și revenim. Ce stăm aici? Zici că suntem o misiune. A, suntem o misiune. Eu vă las, eu stau aici. Nu mai vreau să stau cu ei. Așa. Bună seara, București. Mamă. Asta e bună. E foarte bună. Da. Hai că ia și cola, voia să ia și semințe. Avem și de băut. Și cola. Ele?
și lângă el. Ele, da? Unde-i poza asta făcută de pe mine? La șincai, da? La șincai? Nu stai așa. Nu, nu merge, nu, nu apăsa că se duce. A zis că e pe drum, că l-am mai întrebat de gen câteva ori în cât timp ajungi așa. Arta veche, arta de aici, sectorul 4. Da, mă gândesc dacă nu e pe partea pe la pionierul pe acolo. Deci ar putea să vină și din față. Mai are 2 minute! Vine mașina? Da. Ce se întâmplă? A zis că mai are puțin. Și atât. Ai adus banii? Ce bani? Aia 350 de lei. Aia 300 de lei. Am ce bani și mergea. I-ați luat cheile? Sucu? Nu am luat cheile, n-avem voie să facem asta. Nu plece. Ne-ai adus și nouă cola? Păi, dar n-am văzut să mă 15 ani, vrei să vezi? N-are cum să mă sechestrează nimeni, pentru că prioră... Ba, familia ta și morții te voi. Băi, băieți, vă rog eu frumos. Lăsați, lăsați astea că după aia... poliția, tu familia în gură să... O copilă, mă, dar 15 ani, vrei să te vezi? Mi-a zis că are 17. Da. Unde ți-ai zis, mă? Arată-mă mesajele. Dăm camera. Arată-i mesajele ca să nu mintă cu de-astea care ești. Hai că ne rog să avem toate conversațiile, toate astea. Nu vă... Foarte bine, nicio problemă. Băieți, vă rog eu frumos. Nu, noi, noi facem treaba cum trebuie. Bagă-te-mă pe babe, mă. Bagă-te-mă pe babe, mă, pe altceva, mă. Stai că ți-am luat eu fața ție acum și te văd eu cu undeva. Ia, cât are aici? Cât ai deci aici avem... Doar pentru că am 15 ani, cică. O să... Alo, alo, băi, frate, te rog frumos, fără nasec. Ce înseamnă asta, mă, frate? Sună la poliție, Alex. Sună la poliție. Mă uităm la asta, în spate. Sună la poliție. Apasă pe speaker. Bună seara, dorim să raportăm un individ ce a încercat să întâlnească cu o minoră. A crezut că vorbește cu o minoră de 15 ani și a propus să sunteți în relații sexuale în schimbul sumei de 300 de lei. Și noi l-am prins acum. Acum este oprită de noi aici pe stradă pe Elena Acuza la numărul 35. În Bucureni. Elena Acuza 35? Da. Da. Sectorul 4, da? Sectorul 4, da. Lângă secția 14, aproape. Imediat cei de la poliție, cum vorbiți, vă rog? Alexandru Constandachi. Să-l închideți, vă rog, da? Da. Sunt doar sectorul. Hai să șteargă mesajele. E ok, avem screenshot-uri, degeaba și avem și înregistrat. Ești și înregistrat, poți să faci cât vrei tu. Atât timp când nu m-am întâlnit cu nimeni și n-am făcut nimic. Nu aveai ce vorba în fața mea. Nu există. Bă, nu ți-e rușine, câți ani ai mai? Ești 20 de ani. Alo? Să română, Alexandru Constanchi mă numesc. Doresc să raportez un individ ce ani. A discutat în mediul online cu o minoră fictivă, a crezut că vorbește cu o minoră de 15 ani și a propus să întrețină relații sexuale în schimbul sumei de 300 de lei. A venit la întâlnire și noi l-am prins. Am înțeles. Încă o dată vă întreb pe Cuza Elena numărul 35, vă aflați, da? Corect. Cuza 35, sigur. Am înțeles. Bine,
o să vă un echipaj acolo. De mulțumim foarte mult. Așteptați acolo. Absolut, mulțumim. Sigur că da. Mulțumesc. Dar rămâna. Salut, mâinile. Bun, acum că e liniște. Mersi. Patrane, patrane, poți să ștergi până mâine. Îți vor găsi în telefonul tău tot ce ștergi. Stai liniștit. Plus că avem noi. Nu-ți mai bate capul. N-are sens. Doar le dai motive în plus să te ancheteze și mai mult. Acum spune și mie, te rog frumos, câți ani ai? Deci nici n-ai bunul simț să spui acum nimic, nu? Nu te simți deloc prost pentru ce ai vrut să faci. Avem dreptate în timpul, dacă s-a întâmplat ceva și l-am pe cineva, puteți să spuneți. Ce de poliție? Domnișoara, să zic sau cine este, de ce mi-a dat mesaje, vine să ne întâlnim. Să zic că băi, nu mai stau, băi, ești mai mare, paf, și de-aia loc. Păi da, dar păi da, nu, se, nu tu trebuia să îi zici? Cernământ. Cine are minte în treaba asta aici? Că mulți s-a întâmplat așa, multe te cheamă și... Și e vina lor. Nu te convenea la ora asta să mă prind pe drumuri. Ai mai oferit și bani, dacă fata asta era amărâtă și... Am oferit bani. Ce ai oferit? 300 de lei și un cont de Instagram. De 4.000 de follower. 4.000 de follower, băi, omule. Te și viral pe TikTok, nu? Cu mașinile, cu astea. Dar nu contează asta. Mamă, o să fac și eu un TikTok cu tine. Să vedem ce o să spună fanii tăi. Că tu la două noapte te întâlnești cu minore de 15 ani. Foarte bine, nu sunt singurul. Nu e singurul, păi nu-i problemă, nu e singurul, vă prind pe toți. Și Dorian Băpa s-a întâlnit cu minore. Ușor, da, ușor. Pe toți vă prind, unul câte unul. Deci, filmați-vă, te rog frumos. Aici da? Avem un caz clar de prădător, nu pedofil sau ceva, adică nu e bolnav psihicomul, e doar un prădător ce a vrut să facă sex cu minoră și a oferit și 300 de lei. Adică nici măcar nu a crezut că are carisma necesară, a zis că trebuie să pluseze și cu bani ca să fie sigur că reușește ceva. Și acum șterge mesajele, dar omul nu prea știe cum funcționează tehnologia, aparent. Dar nu știe că v-a blocat de mult. Nu știe că treaba e tu, ei. Nu știe că treaba e tu, ei, da. Apropo, copii, nu faceți ce facem noi. Astfel de indivizi sunt foarte periculoși. Se pot da prietenii voștri. Și nu faceți ce fac nici băieții care au venit să exact, și nici ce au făcut băieții, pentru că ei au comis acum o infracțiune, că l-au lovit. N-au avut și acum noi nu am avut treabă, el e liber să depună plângere împotriva lor. Nu cu violența se rezolva astfel de cazuri, ci cu poliția, legal. N-am fost atent că venise ăsta cu mașina, nu știam ce vrea, uitam la el. Ai mai făcut astfel de lucruri? Romeo? Primul rând, mi-a zis că are 17 ani. Romeo, scrie clar 15 ani acolo, de ce mi-ai cu asta? Ea mi-a zis că vrea să-mi întâlnească, eu n-am insistat, vină că doarme nu știu cine. Mi s-a părut așa un pic ciudat. Romeo, tu i-ai oferit să-i dai limbuțe. Pentru suma de 300 de lei. 69 și îi dai și un cont de Instagram, 4.000 de follower. Înainte să zic că ia orice. Înainte să zic că ia orice, exact. Hai, hai că-ți dau eu un cont de 4.000 de follower dacă mă lași, dacă ne vedem să facem 69. În care ea ți-a răspuns că nu știe și n-a mai făcut asta și e frică și îi lasă convesti tu. Mai vine poliția că mă plictisesc. Te plictisești, nu? Mamă, ce tu pe oai. De obicei așteptăm și noi după ei. Deocamdată. Asta este, riscul meseriei când ești prădător. Ce prădător? Păi aveți dovezi? Da. Da. Niște mesaje. Ok. Ia m-a ademenit. Ia te-a ademenit, a? Asta nu o hotărâm, eu le hotărăsc cei de la poliție. Săracu. Dar e sigur, nu e, și ai probleme cu poliție sau ceva, să mă vorbești? Nu, că nicio problemă. Săracu de tine, ai fost ademenit de o minoră. Eu chiar te compătimesc așa. Un pic. Un pic, nu? Mi-a dat o lacrimă în colțul ochiului. Săracii bărbați ademeniți de minore. Acum șterge toate conversațiile. Cu toate minorele. Cu toate minorele. Eu zic așa ca idee, ca și tech, așa, dacă vor să-ți confiști telefonul, să-ți recuperezi datele de mine care le-ai șters, o să-ți le recupereze. Cine să confiști mie telefonul? Poliția. Niciodată, în viața lor. Facem pariu? Băia 300 de lei care e la tine? Gen hârtia termică pe care o pun. Știu cum lucrează. Am ceva. Aoleu. Ce e cif? Ce s-a întâmplat? Anunța acasă că îmi întârzi. Anunța acasă că întârzi? Prietena Elisa? Las cu contactăm și pe ea. Avem și poliția. Avem și poliția? Da. Perfect. Dă camera. Bună seara. Bună seara. De la ce poți Alexandru, Alex, Sebastian, vă spun. Ce s-a întâmplat? Dânsul a discutat în mediul online cu o minoră fictivă. El crea că despre cu fată de 15 ani și i-a propus să întrețină relații sexuale în schimbul sumei de 300 de lei și un cont de Instagram. Cu 4.000 de followeri. Și a venit să întâlnească cu minora. Și a dat întâlnire cu minora aici și noi l-am prins. Bună seara.
Șterge în telefon de când l-am oprit, dar avem tot noi, nu-i problema. Una de identitate, vreau să ne prezentăm și nouă. Aveți un puțin incident? Ce dumneavoastră, vă rog? Sigur. Și a pus să fac această fată, să mă chinez, îmi facă un Instagram. Pe care fac? Și m-a început să mă ia la pui, la picioare, la pământ. N-a pus nimeni pe nimeni, el a intrat tot. Nu lasă să vorbească pe mine. Sigur. Ce conversațiile când mi-a zis? Și ai zis că să vin să... Deci, ce aveți de spus cu problema acelui reclamă de bără? Ce aveți? Păi domnul vă acuză că ați discutat cu o minoră fictivă. Da, mă chemă, pur și simplu. Avem și dovezile în care a specificat de mai multe ori că are 15 ani și nu l-a deranjat și a spus să nu afle nimeni, te rog să nu afle nimeni. Și uite că află acum tot Berceniu. Și când a ajuns aici, a început să șteargă conversația, dar avem înregistrată toată conversația și screenshot-uri din tot ce a zis și înregistrată live în timp ce dădea mesajele. Dumneavoastră, ce aveți de spus? Mă scuzați? Nu știu ce problemă, gen la sexy, doctor. Nu, vreau să știu ce aveți dumneavoastră de spus. Eu n-am nicio treabă. Este adevărat ce spun domnii? Păi eu nu știu ce am vrut să facă, că chiar nu știu. Tu cu cine ai vrut să te vezi, te întreabă domnul. Eu nu știu, că n-am văzut pe nimeni. Aveți ceva de obiectat la ce a spus domnul? Că a vorbit cu dumneavoastră pe Facebook? Pe Instagram. Pe un site de socializare? Da, a vorbit, nu zic că nu, da. Pentru un cod fictiv al unei fete? Și contrar sumei de 300 de lei. Păi asta vă trebuie ca să știu să spune și mie. Ce aveți de spus împotriva ce spune domnul? Normal, afirmați? Negați? Nu, normal că nu-i deam nimic. Normal că nu ce? Că nu dădeam nimic la nimeni. Ce? Veniți puțin, vă rog, că am nevoie de un număr de telefon și să nu... Ok. Bine. Și ăsta e contul fictiv al fetei de 15 ani, care putea fi orice fată de 15 ani, care el zicea că nu, că e ok, e vina băiatului ăla, nu știu ce, hai să facem, te rog, și aici nouă, contrar contului de 4.000 de followeri, hai să înfur tot ce vei. De unde i-a oferit și 300 de lei? Și aici, da, când i-a oferit 300 de lei, să ștergi mesajele, să nu vadă nimeni. Okay. Asta e, ok. Și aici am zis că vin la prietena mea tot fictivă, ca Florin, să nu? Facem să vin aici. Da, să o Florin. Contul. Florin, da. Este. Este unul fictiv. Nu, altul. Al meu. Okay. Să îmi dai și un buletin de telefon. Da, da. Ce crede că nu găsești dacă vii pe aici? Ce zici? Salut, Florin. Bravo, să fii sănătos. Ce să faci? Mă bucur. Aici, am chemat fix aici, zic, haide mă aici acasă, lângă casă. Ia uite, vremurile Discovery. Da, Discovery Arena. Da. Da, ce Discovery? Bravo, băiet, continuă. Da. L-am prins pe Romeo. Numărul 19, bro. El? E 19? E numărul 19. Schimbăm prefixul acum. Să schimbăm prefixul curând. Am prins 19 de aici. Și? În două luni. Da. Nici două luni. În două luni, așa. Îți dai seama ce se doarme? Nu neapărat că nu se doarme. Că se doarme. Nu, sunt nu există proceduri ca poliția să facă asta. Da. Și... Adică ei nu au efectiv. Nu au cum să fie proactiv. Nu le oferă nimeni soluția să fie proactiv. Dar care sunt consecințele penale pe care le poate... Trece într-un registru acum și depinde procurorul ce decide. Am învățat-o, da. Nu, că ar fi trei să adică să scape, așa. Am fost săptămâna asta, minor de 15 ani a contactat că e șantajat de altul de 18. L-am prins în flagrant, am chemat poliția, el avea control judiciar și l-a tras preventiv. Prost. Aici o mută și merge poliția. Dar de ce ai plecat?
Bro, dă-ne nouă cheile dacă vrei, că o mutăm noi. Nu, dă-i tu cu spatele așa și... Și nu, și dă-i, eu rămân acolo ca să dai el cu spatele și să ieșim pe partea. Ce zi? Poliția. Deci mergi, nu, dacă tu mergi. Două mașini. Da, le vedem din nou la secție. Hai să mergem. Justițiarul care face live. Facem live aici post acțiune după ce l-am prins pe Romeo. Suntem aici cu Fanny. Salutați camera. Salut, Fanny. Suntem la secția 14. Și așteptăm un pic. What's up, dog? Numărul 19. Fați așa. De ce mă filmezi, domne? Domne, dar de ce mă filmezi tu pe mine? Pe domeniul public. Nu aveți nici pe asta voie să mă filmați pe domeniul public. Cum a fost tipa aia de aia, a spus, nu. Păi au voie să filmezi. Eu nu cred. Eu nu cred că au voie. E bine stimabil, dacă nu. Da. Ce aștept? Bună seara, dragi justițiari. Sunt aici împreună cu Alex. Cameramanul nostru în această seară este Sebi, care ne-a ajutat. Wow. Ne-a ajutat să-l prindem pe Romeo, un individ ce a pretins că are 20 de ani, probabil de pușcărie. În niciun caz nu avea 20 de ani. În niciun caz nu avea 20 de ani. A încercat să racoleze o minoră de 15 ani, oferindu-i suma de 300 de lei și un cont de Instagram cu 4000 de followeri. Tot ce trebuia să facă minora era să întrețină raporturi sexuale cu el. Din păcate, Romeo s-a întâlnit cu noi, nu ne-a adus nici ea 300 de lei, nici contul de Instagram, dar nicio problemă, noi ne-am ținut de promisiune și l-am dus la poliție. În acest moment el este încă la secție, nu știm ce se va întâmpla cu el momentan, noi ne-am făcut treaba, am semnat procesul verbal, am dat declarația, acum ne retragem în berceni ca orice vânători de prădători consacrați, voi aveți grijă de voi, nu faceți ce facem noi niciodată. Aveți încredere în părinți și în poliție și dacă aveți probleme, discutați cu ei. În cel mai rău caz, puteți să ne contactați pe noi, pe Instagram, Justițiarul de Berceni, pe Facebook, Justițiarul de Berceni și cam atât, că alte chestii nu mai am. Aveți de fapt și numărul meu, e ok? Pe e-mail, justițiarul de berceni@gmail.com. Da, cam atât, dragii mei, minori, minore, majori, majore și cine mă mai urmăresc, prădători, dacă mă urmăriți și voi. Aveți grijă de prădători. Stați departe de ei și ne auzim data viitoare. Bye. We mobbing and thugging, you bitching and bugging. There's nothing that we got in common. I've been out grinding and hustling, investing this paper, got tired.